Este ora 12:45. Yes! Este prima emisiune din zi Antenei 3. Cum bine a zis producătorul meu într-unul dintre momentele sale dese de genialitate. Deci da, prima emisiune din zi. Există însă, eu am făcut emisiune în direct și la ora, deci cred că cel mai devreme, că nu mai pot să zic târziu, cel mai devreme începusem la ora 2. Așa. Și acum provocarea adevărat ar fi să o fac în direct la 11. Pe Antena 1, când trebuie să fie reluare. Asta e. Deci, asta ar fi, asta ar fi. Noi aici în studio, vă dați seama că băieții ăștia săracii, mă rog, unii dintre ei mai tineri, alții și mai tineri, dorm în bocanci, că nu pot să zic izmene, că se supără domnul Oprea, viceprim-ministru. Și da, sunt 6 în total. 6 craci de izmene, că știi că na, când te ocupi de numărătoarea izmenelor, capezi și 4 stele. În sfârșit, de unde plecasem? A, da, da, mamă, și-am vărât aici, în studio, AC/DC, dezbârnâiau decorurile de la știri, știi? Mamă, dezbârnâiau și prompterele, frate, băgasem ca să, în scopul ca să ne menținem virili și ogrăjați. Bun! Ce vom face în această frumoasă emisiune din care deja nu prea mai e mare lucru? Eu astăzi, de azi înainte, voi lupta împotriva chiorupției. Toată lumea luptă în România împotriva corupției, măcar la nivel declarativ. Eu vreau să o duc la nivelul următor, să trec și de ultima barieră de imunitate existentă în țara asta și să lupt nu numai împotriva corupției, dar și împotriva chiorupției. Avem în acest, în această, cum să-i spunem? Plasmă, bravo! Perfect, în această plasmă. Aveam tot timpul, îmi punea producătorul ăsta al meu, într-unul dintre rarele lui momente de negenialitate, îmi punea ziare. Îmi spune, prietene, ce dracu tot pui trei ziarele alea, flășturacele alea, știi? Dintre care două sunt băsiste grav. Zic, hai să punem imagini reprezentative și eu vreau să fiu patriot. Eu am înțeles așa, bă, când e cu patriotismul, trebuie ca în săli, nu? Din astea publice. Uite cum e studioul ăsta. Uite, vă uitați noastră la el acum. Mă rog, sau să vă uitați mâine în reluare la ora 11. Nu știu dacă acum mi-a zis Felix Rache că el se uită la emisiune chiar acum. Deci am market share de 100%. Așa. Deci dacă vă uitați acum, touch the screen. Touch the screen. Așa. Deci e o emisiune, e un studio public ăsta. Atunci am zis să punem poza conducătorului iubit. Eu așa am înțeles că se face, nu? Pe vremea lui Ceaușescu în săl de clasă, în PAC era poza lui Ceaușescu, nu? Acum, în democrație, că nu e doar pe dictatură, adică în democrație, în multe incinte din America este poza lui Obama, nu-i forțează nimeni, pur și simplu. I-am zis, doamne, hai să punem și noi poza lui Băsescu. Și uite, ne-am gândit să o avem pe asta, ia dă-o și în full, să se vadă bine în full. Dă-o un pic să... Încă-te! Această, știți cum se intitulează această fotografie? Hă? E PKT! Stai un pic, stai. Stai așa, dă-l pe el și pregătește-mi și mie un prim plan. Bă, lasă Angry Birds sau ce te știu ce acolo. Așa. Hă? Mâna e bine? Mai sus ce? Mai sus ce? Hă? Bă, tu mă filmezi sau mă parchezi? Deci... Încă o dată, dar nu mă face să râd, dar uite, intră degetul în nas. Intră degetul un pic în nas, nu? Acum. Hă? Râdea. Deci să mai uită cineva la emisiune. Ok, ia să-mi faci mă și mie poza așa. Să-mi faci și mie poza așa, să o pui și pe a mea, eu ce am? Nu sunt încă președinte. Dar mai e timp înainte. Hai să o vărăm. Uite, am zis, doamne, să nu o vărăm numai pe domnul președinte, să o vărăm și pe doamna președintă. Pentru că eu am zis că în România asta la un moment dat va fi președinte și doamna Udrea. Uite, de exemplu, poza asta. Mi se pare reprezentativă și... Nu? E, să știți totuși că Băsescu e ușor de imitat, dar totuși eu ca Udrea nu mă îmbrac. Adică degeaba insistați, dar nu o să mă vedeți în roz pe tocuri. Într-o parcare. Ia de un full. Sau, a? Uite, frate. A?
Uite, asta e. Asta zic. Și avem mai multe poze. Mai avem cu Udrea? Hă? Mai avem cu doamna Udrea? Că dă... Cum? Aia, mă, cu bleu. Cum? N-am... Păi... Păi... Nu! Aia cu bleu! N-ai mai luat-o pe aia cu bleu? Păi ce-ai făcut, prietene? E ora târzie, vă dați seama... Hai! Că... Și le rulăm așa, știți, ca să fie diversitate, să fie... PMP! Să fie... Eu am înțeles că a fost ăsta Boc. Uite, frate! Uite-te tu! A? Eu zic că e perfect! Da. A fost ăsta Boc acum la Băsescu. Doamne Dumnezeule, este aproape... La Băsescu e un fel de la B1. Deci la Băsescu, la B1, onorată instanță Focșara Luca. Cum să pronunț altfel? Așa. Și ăștia, Boc fiind acolo și intrând în fundația, Doamne, a intrat Boc în fundația Băsescului, asta e foarte tare, să intri în fundația lui Băsescu. E aproape un pleonasm. Așa. Și am înțeles că ăștia de la PDL, acum că ne-au zis, când s-a dus Boc după aia la ei, domne, stați că eu doar în fundație, că nu mă duc în partidul ăia, mă duc doar în fundație, au zis, auzi mă, ia du-te tu mă în PMP. Așa ce că i-au zis. Du-te în PMP de aici. Ceea ce probabil se va duce. Hai că mai avem o singură fotografie cu Băsescu, care îmi place mult, cred că pot să o imi și pe aia. Ia dă un full, că nu se vede bine. Bă, în spatele meu, nu e lumină în spatele meu sau nu e bun? Da, perfect. Salutăm, să continuăm lupta împotriva chiorupției. Auzi? Dar ăsta Boc, voi ați auzit că este tipicar? Eu așa l-am auzit, a spus un analist politic vorbind despre Boc. Zicea, domne, Emil Boc este un tip, este așa, un tipicar. Și am stat, mă, că nu e greșit, e anagramat termenul, el e piticar. Mă rog. Hai să vorbim un pic despre Iohannis, că se termină timpul. Știi că Iohannis trebuie să fie... Voi ați înțeles ce trebuie să fie Iohannis? Că, sincer să fiu, n-am înțeles. E primar la Sibiu. Bă, îmi iese mâna lui Băsescu din cap. Stai un pic. A? Ce zici? Omul cu trei mânuțe. Uite tu. A? Uite-te tu. Da. Uite-te să zic că nu sunt omul cu trei mânuțe. Cum zicea și ăla, m-am născut cu trei mânuțe. Dar ne dăm judecată dacă îl citim. Stai așa, gata. Bun. Iohannis, da. Am înțeles că o să fie și ministru de interne, nu? Și o să fie și viceprim-ministru sau ceva. Domnule, eu nu mai pot. Despre Iohannis ăsta, domnul ăsta, am mai vorbit despre domnul ăsta. Pe vremea când se vorbea că să fie primul ministru. Mai țineți minte? Că să fie Iohannis prim-ministru, că nu știu ce. Și în legătură cu Iohannis, eu am tot spus atunci ce am crezut și pot să spun și acum, dar mare lucru nu am de spus. Nu mi se pare nicio mare brânză, domnul Iohannis ăsta. Nu mi s-a părut acum 2 ani sau 3 sau câți dracu au trecut de atunci, nu mi se pare nici de acum înainte. Nu mi se pare vreo mare brânză, dar eu n-am o problemă cu domnul Iohannis. Adică nu, pur și simplu mă lasă rece, nu mi se pare nicio mare șmecherie, dar nu mi se pare nici îngrozitor, mi se pare niciun fel. Dar am o problemă cu argumentul, cu primul argument pentru care lumea îl promovează pe domnul Iohannis și îl dorește și zice, e neamț. Bă, ce argument e ăsta, bă, că e neamț? Ce, domne, e neamț. Bă, ce argument e ăsta? Deci nu există argument mai idiot. Repet, aici mă refer la argument, da? Deci într-o discuție, domne, Iohannis, e bine, domne, cu Iohannis. Ok, de ce e bine cu Iohannis? E neamț. Domne, un argument mai inept nu s-a inventat pe pământ din atât de multe motive încât n-am acum timp că vin Răzvan și Dani peste mine. Deci n-am atâta timp să le detaliez. Da. Bun. O să vorbesc un pic despre ce a spus domnul Traian Băsescu astăzi la Cluj, normal. Unde putea să spună Băsescu? Putea să spună și la Sibiu, că și ăla e un oraș unde el a avut mare și are în continuare, cred, nu știu, habar n-am. Are mare succes. Dar o să vă promovez... Câte minute mai avem? Sunt un pic corect că e ora. Mai avem. Vreau să vă arăt ceva absolut extraordinar. Voi știți că peste România a nins cu zăpadă falsă?
A? Deci, da. Băi, da. Ci că nu aia, dar ninsa, astea două vedem pe stradă, că zăpada e toată pe stradă, că așa. Zăpada de pe stradă, ci că nu-i zăpadă. E o zăpadă chimică, fabricată în laboratoare și slobozită peste România la modul psihotronic. Deci, ci că oamenii răi de pe planetă, ci că sunt niște oameni răi pe planetă, care aruncă peste noi cu zăpadă falsă. N-am înțeles de ce, adică e mai ieftină decât zăpada adevărată sau, știi? Plus că dacă vreau să facă nasoale adică deja, mie mi se pare că l-au pus pe Băsescu președinte și ne-a terminat ăsta. Ce rost are să arunce cu zăpadă chimică? Dar ci că fac experimente. Ce fel de experiment? Să vadă dacă autoritățile poate să dezăpezească mai ușor? Le e mai simplu cu zăpada chimică? Auzi, dar dacă tot aruncă ăștia cu zăpadă chimică, o să vedeți, filmul este absolut fabulos. Dacă tot aruncă ăștia cu zăpadă de asta chimică peste România, nu poate să o facă de așa natură încât să și topească în 2-3 zile? Indiferent de temperaturi, că ar fi mai simplu la naiba. Hă? N-ar mai fi atâtea probleme. Și nici cu dezăpezirea, nici cu nimic. O doamnă din Râmnicu Vâlcea, vreți acum cu asta și discutăm despre Băsescu la final? A? Zi, votează. Vrei acum cu zăpada falsă? Tu? Zăpada chimică acum și după aia cu Băsescu? În ordinea asta? O luăm în crescendo? În ordinea calamităților? Deci fiți atenți. Era așa. Era, cred că ieri era. Ieri era ieri. Și eu mă uitam la televizor și zapam. Pac, pac, pac și ajung inevitabil la B1. Unde nu m-am uitat la Băsescu. Deci era un băiat acolo, săracu, nu știu, tot așa, un puhăvel de ăsta, că toți sunt de aia, știi, genul Rozaliu, Burticoș Rozali. Așa, și zicea, ce domne, zice, iată, o să vă prezentăm în minutele următoare. Era și cu generalul psihotronic, îl știi pe generalul psihotronic? Nu știu, e un domn care era numai aia care Burticuță Roz, ăla are, e... bine că au încăput un studio, mă rog, și zicea... Nu știu, era invitat. Și ăsta îi zicea, ăsta cu Burtică Roz, zice, domne, zice, nu se poate, zice, avem de la o telespectatoare din Râmnicu Vâlcea o filmare, în care ne arată că e zăpada chimică. Mamă, zic, în Râmnicu Vâlcea s-a făcut treaba asta? Ei, hey, whatever, cum îl cheamă? Așa. Și zic, băi, ești nebun, în Râmnicu Vâlcea s-a filmat zăpada falsă? Zic, e foarte tare. Deci ce o să vedeți, eu zic acum, știu că e dimineață la dracu, mai dormiți mult. Treziți-vă, pentru că, dom'le, e foarte tare. Avem filmul, sigur că el are 8 minute, l-am găsit pe YouTube. El are 8 minute, n-am putut acum, 8 minute, mai trebuie să ieși de Băsescu. Că a cuvântat cetățeanul. Deci n-am timp 8 minute, dar 2 minute și cât? Și 8 secunde, că mi-ai spus de 3 ori mi-ai spus că are 2 minute și 8 secunde. Așa, hai să vedem și o să comentez, o să auziți și vocea doamnei care face această extraordinară și teribilă demonstrație a psihotroniei împotriva României, dar o să comentez și eu pe deasupra. Am calea deschisă. Cum? Când calea mi-e deschisă? Ia. La Râmnicu Vâlcea. Ia uite, la Râmnicu Vâlcea. Stop! De ce scrie incendiu devastator la Iași când însa spune că e la Râmnicu Vâlcea? Voi lua din această zăpadă, ca să facem un experiment. Facem un experiment, uite. Este o zăpadă naturală. Este o zăpadă artificială. Uite, și o zăpadă chimică. O strânge așa. O zăpadă care nu are nimic. O palmează. Cu apa. Este o zăpadă care conține plumb, cadmiu, cesiu, aluminiu. Vezi câte analize face dânsa strângând zăpada? Uite câte conține. Polimer. Și plumb și cesiu le simte la palmă. În momentul în care și uite, acum începe experimentul. Fii atent. De el, trebuie să se topească și să lase în jur o anumită cantitate de apă. Vreau să vedem comportă această zăpadă. Hai să vedem cum se comportă această zăpadă. În care eu vreau să-i dau foc. Îi dă foc, fii atent. Îi dă foc la zăpadă. Pun foc. Păi fii atent, ce tare! Tu vezi ce se întâmplă? Nu am o flacără foarte mare. Se topește mare, zăpada. Dar asta nu înseamnă că această mică flacără nu arde. Extraordinar, uite un pic! O las. Ia.
să topească această zăpadă, extraordinar, despre care eu afirm că este o zăpadă chimică. Observați cum această zăpadă se înnegrește și degajă, vreau să vă spun, în cameră un miros extrem de puternic. Se simte prin ecran. Căderea masivă zăpada pute zăpadă prin ecran. Nu produce inundații, pentru că, așa cum vă spunea generalul Străinu, Emil Străinu, singurul om din această țară expert în războiul psihotronic, și pe care puțin îl cred, sub nicio formă nu se topește, nu lasă apă. Dar ce lasă? Deci, vă rog foarte mult, să negrește, uitați-vă. Se negrește? Uitați-vă, am să vă arăt. Dar, auzi, mă gândesc doar dacă e luat foc carton. Deci nu aici, nu aici, uitați-vă cum s-a înnegrit. S-a înnegrit cartonul, prietene. Ia. Uitați-vă. A, nu, e chiar chibritul. Eu, a, uite mă, uite negreala de pe zăpadă, mă. Deci nu s-a luat de pe chibrit? Păi stai mă puțin, și n-ai dat finalul. Ai dat finalul în care spune că se negrea, se negrea, dar concluzia e foarte tare. Că se negrea normal că a atins-o cu chibritul, dar... Deci, ideea era așa, în final, dânsa zicea. Aceasta este dovada că în România se fac experimente. Și ăștia, nu știu cine sunt ăștia, ăștia, așa, aruncă psihotronic zăpadă artificială. A zis-o cu psihotronic, dar era concluzia de final. Mă rog, merge și fără final. Deci, dumneavoastră ați văzut experimentul de la Râmnicu Vâlcea? Deci a fost foarte tare. Adică experimentul de la Philadelphia mi s-a părut nimica toată, prietene. Ăla Tesla, îl știți? Ați auzit de Nikola Tesla și de experimentele lui? Hă? Păi dar noi aici în România, noi ne dăm cu Tesla una, două, punem mâna pe Tesla, adică tu, nouă ne, pe noi ne învață ăștia? Plus că, băi, foarte tare, adică experimentul de la... Eu acum cred că la Râmnicu Vâlcea se va face o arie protejată din aria, aria 50 cent, sau cum să zicem noi, că e cu PMP, știi? PIMP. 50 cent, cum era, mă, aria 57? Cum e în Statele Unite? Dar au venit aia extraterestri. Dom'le, foarte tare, recunosc că m-a marcat, m-a marcat grav. Nu știu. Dar asta ați văzut de unde a luat zăpada de pe balcon și a pus-o așa pe o farfurioară, dar după aia a luat-o de pe farfurioară, a pus-o direct pe carton. Întrebare. De ce? A? Eu cred că i-a fost teamă să nu prejudicieze farfurioara. Dacă e să mă întreb pe mine, a zis, bă, dacă e să strice ceva, nu farfurioara. Uite, cartonul ăsta, dar pe farfurioara asta mai pun acolo o felie de salam, mai... Da, era... Plus că, dar tu ai văzut că ne-a spus din mână, în timp ce o strângea, ca să nu zic o freca. Deci, o strângea, ați văzut că zice și e plină de plumb, de cesiu, de foarte tare, extraordinar. Adică e aproape la fel de tare ca domnul ăla, ca domnul Mărmureanu. Ați văzut că domnul Mărmureanu știe când va fi și când nu va fi cu tremur mare, ați observat? E cititorul în falii, înțelegeți? E... Doamna asta era cititoarea în zăpadă. Ăla Mendeleev, ăla își dădea pumni în gură, ăla, știi, dar a pictat tablou ăla tare. Ce tablou a pictat Mendeleev? Elementele, sau cum se... Elements! A? Parcă era un club. Da. Cum, mă, cititorul în... Eu n-am zis cititorul falic. A, falnic! Cititorul falnic în falii. Ne afundăm. Bă, tu îți dai seama cât cesiu e totuși pe-n țara asta? A? Eu credeam că e destul de rar cesiu ăsta, dar dacă e zăpada asta... Tu, ai văzut, tu știi câtă zăpadă e la mine în fața blocului? Prietene, deci noi dacă luăm numai cesiu din toată zăpada asta, cât au băgat oamenii ăia, nu știu cine sunt ăia, oamenii ăia cu psihotronici, deci cât cesiu au băgat în zăpada aia, eu zic că ne-am scos. A? Dar cu niște petrol n-ar putea să arunce în zăpada aia, să fie zăpada... A? Da. Auzi, dar stai puțin, că acum îmi dau seama. Stai, mă, cu metalele astea a nins și peste Roșia Montană? Eu acum... Băi, nu, nu. A? Păi asta zic. Băi, sunteți nebuni? Cum așa? Bun. Câte minute mai am, că... Tot... E prea mult dacă aș mai vrea să mai văd un pic experimentul doamnei, că nu, nu, mi se pare, adică nu. E mult mai tare decât orice și... A, mai putem să vedem un pic? Te rog, te rog, te rog, te rog. Vreau să văd, să văd experimentul. Doamne Dumnezeule, și eu am alergat pe codul roșu. Eu am simțit așa, știi, ca omul la pe Ianjen.
Eu am simțit că mă mănâncă nasul, dar nu știam de unde e. Care a căzut în data de 27-29 ianuarie 2014. Uite, cu lingurița aia. Din această zăpadă, ca să facem un experiment. Un experiment? Uite, acum zăpada e în față. Este o zăpadă artificială. Artificială, ia uite. O zăpadă chimică. Chimică? O zăpadă care nu are nimic cu apa. Ce n-are? Este o zăpadă care conține plumb, n-are nimic cu apa. Cadmiu, cesiu, aluminiu, nitrați. Nitrați? Dar cianuri, cianuri n-are? O zăpadă, în momentul în care, un bulgăraj de zăpadă, în momentul în care atingi focul de el, trebuie să se topească și să lase în jur o anumită cantitate de apă. Vreau de să apă, vedem dar nu lasă cum apă, se vezi? Această zăpadă. Că n-are apă. În condițiile în care eu vreau să-i dau foc, nu mă dar totuși te-ai gândit să dai foc la zăpadă? Foc. Asta e foarte tare. Deci nu m-aș fi gândit pe bune, dacă m-aș fi gândit, da. Nu am o flacără foarte mare, dar asta mă rog, nu înseamnă că... Știi cum e și flacăra asta. Dimensiunea nu contează. Această flacără nu arde. Și o las... Mai lăsați-o puțin, că-mi place. Să topească această zăpadă despre care eu afirm că este o zăpadă chimică. Observați cum această zăpadă se înnegrește și degajă, vreau să vă spun, în cameră un miros extrem de puternic de plastic. Căderea masivă de zăpadă nu produce inundații, pentru că așa cum vă spunea generalul Străinu, Emil Străinu, singurul om din această țară, expert în războiul psihotronic, și pe care puțin îl cred, sub sunt nicio amatori. Formă nu se topește, nu lasă apă. El e expert, apă. Adică... Da, auzi, deci, da, Leodor Manole, l-a întrebat cineva negrește, despre asta, ce părere are? Uitați-vă, am să vă arăt. Da, asta nu-i flacăra violet, vezi? Dacă era... Uitați-vă cum s-a negrit. Uite-te cum, cum s-a negrit, mă, incredibil. Nu aici, uitați-vă cum s-a negrit. Deci așa se negrește de pe da? Uitați-vă. De la cesiu s-a negrit. Uite-te tu, da, mă, incredibil. Extra. Cineva are, e clar, ceva. Noi ne-am făcut, îți dai seama, noi americanii ia niște fraieri și au făcut scut la scut antirachetă la deveselu. Ia frate, ia zăpada asta, ia. Auzi, da, zăpada de la Soci. Cum o fi zăpada de la Soci? Că, pe bune, tu te gândești? Eu acum am dau seama de ce a făcut Băsescu, știi, a zis nasoale cu dezăpezirea, cu alea, știi? Eu cred că e la curent. Eu cred că de-aia s-a convocat CSAT-ul. Câtă zăpadă au ars să ia în CSAT? A? Dar ați mai văzut pe Băsescu să se dea cu trancariciu pe pârtie? Ăla, cu schijetul. Cu schijetul? Doamne. Bun. Hai să vorbim, dacă tot am vorbit despre Băsescu, să vorbim despre Băsescu. Nu se poate. Primez niște mesaje care nu se poate. Deci, da. Domnul Traian Băsescu s-a dus astăzi la Cluj. Sincer să fiu, n-am înțeles la ce s-a dus. Eu citesc de pe ce citesc? De pe Hot News, de pe ce să citesc? Na, bravo. Citesc de pe Hot News și zicem, mamă, cât a cuvântat, frate, cât a cuvântat. La dezbatere, a fost la o dezbatere. Dar știți că n-a dezbătut nimeni nimic, adică el doar a cuvântat și ăia patru care erau în sală l-au aplaudat și asta a fost tot. N-am, nu știu care e dezbaterea, că n-a dezbătut nimeni nimic. Ce la dezbaterea organizată în Casa de Cultură a studenților au participat printre alții, care alții? Primarul Emil Boc și Elena Udrea. Așa, și a zis domnul Băsescu, eu îmi dau seama, eu pot să pun pariu cu oricine, prietene. Băsescu, de când a mai avut el o dezbatere, apropo de cuvântul ăsta, de când a mai avut el, pe bune, o dezbatere? Eu cred că dinainte de 2009. Deci acum suntem deja în 2014, de vreo minimum 5 ani, el n-a mai avut o dezbatere, știi? E ca la fotbaliști. N-ai meciuri în picioare, poți să fii tu Peleș, sau cum îl chema pe ăla? Pele, fără, mă gândeam că Pele și sau, deci nu. N-ai meciuri în picioare, nu rezici la dezbatere. Eu cred că Băsescu, dacă ar veni acum la Antena 3 la o dezbatere, absolut asta, fix, regulamentară, cetățenească, jurnalistică, nu pe nasoale, nu pe înjurături, nu pe injurii, nu pe întrebări corecte ale cetățenilor,
pentru președintele României. Eu cred că în 5 minute începe să plângă. Eu cred că pișe ochii. Maximum 5 minute, cum a zis, asta e expresia lui, asta, maximum 5 minute, deci în maximum 5 minute sunt absolut convins că începe să plângă. Afirmațiile astea ale lui, la care diversi turcești, cum o cheamă aia, pușcaloaice și alte elea, pore, aplaudă frenetic, udre și așa mai departe, sunt atât de ușor de contrat, dar contrat din motive corecte. Adică, prietene, nu te supăra, dar cu tare, dar cu tare, uite, să o luăm așa pe linia punctată. Deci, avem așa. Zice, atacurile continue la judecători, la justiție, la instituțiile statului, la instituții care sunt deja în ansamblul european, că el așa zice, european, și ansamblul NATO, pun și ele sub semnul întrebării îndeplinirea criteriilor politice, pentru că se referă la asta cu MCV-ul. Ok. Cine este emitentul acestor afirmații? Păi emitentul acestor afirmații este un domn care încalcă și violează Constituția fără niciun fel de problemă. De exemplu, în mișcarea asta populară, sau cum se numește comicăria asta a lui, noul rateu pe care l-a dat, ăsta, fundația care vezi, doamne, a devenit partid, deci de fapt partidul, a fost făcut de el cu niște consilieri prezidențiali. Deci asta înseamnă o violare clară a Constituției. Pentru că în Constituție scrie clar, știm bine, adică măcar a spiritului Constituției, dacă nu cumva a literei Constituției. Deci cine spune asta? Păi el o spune asta. Plus că ne amintim foarte bine, dacă vreți vă mai citesc, dar n-avem timp acum, așa și foarte târziu, dar lui i-aș citi eu fără niciun fel de problemă pe loc, dacă mi-ar spune așa ceva. Spune, domnul, nu vă supărați, asta ați vorbit despre judecători în termeni negativi, într-un multitudine de situații. Dumneavoastră ați avut și o plângere la Curtea Constituțională făcută de CSM la data respectivă. Așa, pentru că dumneavoastră vorbeați în termeni contondenți despre ceea ce acum numim cu toții cu gura plină justiție. Bun. Și așa mai departe, zice... fiți atenți ce zice aici, că asta este foarte drăguț. Fără a face politică, România a făcut pași înapoi din vara anului 2012. Știți foarte bine că orice declarație pe care o fac în următoarele 30 de minute e în toate cancelarele europene, clar. În vara anului 2012, atenție, asta e superbă, era stabilit că în toamnă, deci în vara anului 2012, era stabilit că în toamnă România să intre în spațiul Schengen cu frontierele aeriene și cu cele maritime, urmată faza a doua, urmând faza a doua, frontierele terestre. Din păcate, evenimentele de la noi din vara anului 2012, știți alea în care a luat el în bot 7,4 milioane de voturi, cel mai drastic vot înregistrat vreodată în România în legătură cu orice. Așa. Era stabil așa, deci faza frontierei terestre. Din păcate, evenimentele de la noi din vara lui 2012, cele din decembrie 2013, atacurile la instituții practicate așa, și-au pierdut, au pierdut enorm, în primul rând. Că... Deci el ne spune că noi intram în Schengen, aerian și maritim. Intram în Schengen în toamna lui 2012, dar ce să vezi, a fost vara lui 2012 când l-au suspendat pe el și a fost referendumul, e, și din cauza aia nu s-a mai intrat. Zău, Franț! Păi ia să ne uităm noi, că asta spun, e atât de penibil în demagogia asta lui și în delirul ăsta mitoman al său, atât de ușor e de întrebat, nu neapărat de contrat, că nu asta ați propui, dar întrebat, domnul, nu vă supărați, dar uite, de exemplu, în 2011, în toamnă, pe 22 septembrie 2011, care era anul de dinainte al lui 2012, când ce să vezi, nu fusese toamna, nu fusese vara lui 2012, deci încă era boc pe post, zice... Fără nicio legătură cu faptul că Olanda nu ne vrea în Schengen, spune președintele României Traian Băsescu, România va lua măsuri foarte dure de control al lactatelor din această țară. Șeful statului a făcut și câteva comentarii referitoare la drogurile legalizate în Olanda și a dat și un sfat ministrului olandez al imigrării să încerce să convingă firmele olandeze să nu mai exporte pe firme fantomă din România. Deci, zice... Olanda trebuie să înțeleagă, Olanda trebuie să facă, Olanda trebuie să înțeleagă lucrul acesta, nu a fost niciun abuz, s-au urmat toate procedurile europene și nu știu ce. Ați înțeles în legătură cu ce era discuția? Discuția era, nu vă supărați, domnul președinte, noastră îi dați la joale acum Olandei pentru că nu ne vrea în Schengen. Deci, în toamna, în 22 septembrie 2011, nu vrea nici dracu în Schengen. Dar, ce să vezi,
în vara lui 2012 ne vroiau, bă. Bă, ne vroiau să suciseră și ne vroiau și ne iubeau, dar a fost ce suspendarea, mă. A fost suspendarea și votul și de-aia n-am mai intrat în Schengen. Bă, cum așa ceva? Ei, cum să vii să spui așa ceva? Ei, uite, vine că a venit la aplaudacii lui. Da, vedeți, apropo de aplaudacii lui. Au vorbit ei în șoaptă, dar microfoanele au captat. Că au vorbit acolo la prezidiu și zice așa. Îi zicea lui Boc, Traian Băsescu, mă uit ce plină e sala. Boc zice, da, vă așteptați. Bine, Băsescu zice, mă uit ce plină e sala, ironic. Și Boc zice, da, vă așteptați. Și Băsescu zice, bine, că mulți sunt ai tăi din organizații. Deci mulți sunt din ai lui, din ce organizații sunt? Din organizațiile PDL? Mi se pare foarte tare asta, a? Deci PDL și PMP, aceeași mizerie? Ca să citez un slogan uzat la un moment dat. Bun, mai departe. Zice, mi se pare nedrept acum când instituțiile statului au început să funcționeze, când peste 20 de primari alături de miniștri și parlamentari au fost condamnați, câteva zeci de consilieri locali, peste 50 de directori de mari companii de stat sunt închisori pentru abuz în serviciu sau pentru corupție. Mi se pare nedrept ca asta să spunem, ia uite, corupția este mai mare ca oricând. Păi, putem să spunem asta fără niciun fel de problemă. Pentru că, vedeți dumneavoastră, el zice, domne, zice, cum să spui despre justiția din România? Cum, 30 de secunde? 30 de secunde? La dracu, nu, atunci nu, că era lungă asta. Zice, nu vreau să-mi fac un titlu de glorie că sunt oameni în pușcărie. Deci, cumva el recunoaște că el i-a băgat. Ceea ce înseamnă, clar, multă justiție. Adică eu nu vreau să-mi fac un titlu de glorie din faptul că sunt oameni în pușcărie. Ați înțeles? Deci el nu neagă. El nu spune, doamne, dar eu n-am nicio legătură cu faptul că sunt oameni în pușcărie. Pur și simplu justiția e liberă. Nu! El își asumă asta, dar de ce nu vreau totuși să mă laud cu asta? Că altfel ce sens ar avea să spui, nu vreau să-mi fac un titlu de glorie că sunt oameni în pușcărie. De aceea mă bucură intrarea în vigoare a noului cod penal. Parcă nu-i plăcea. Și așa mai departe. Foarte pe scurt. Ce justiție este aia? Că ceva europenii se uită cruciși când auzi că parlamentarii fac scut în parlament. Eu n-am văzut asta. În pot ca să nu îl aresteze pe ăla, că să nu ăla, că să nu nu știu ce ăla, că nu știu ce. Auzi, am înțeles asta cu europenii. E bun discursul cu europenii, dar europenii ce părere au când aud ei despre cum funcționează justiția în România? Despre faptul că se condamnă fără probe. Și se și scrie asta în motivare. Despre faptul că oameni care au fost condamnați la CEDO sunt promovați în posturi cheie, denumite cheie chiar așa, de către Traian Băsescu, că eu lucrez cu materialul clientului. Despre asta ce părere ar avea europenii ăștia? Bun, nu mai avem timp. Un singur lucru vreau să vă reamintesc. Nu pot să aud nimic despre justiție și despre cum funcționează și nu pot să aud nimic împotriva așa zise imunități parlamentare care nu există din partea singurei persoane care are imunitate în România, Traian Băsescu. El este singura persoană din România care are imunitate. Și dacă ar exista justiție, când nu va mai avea această imunitate, ar trebui să primească foarte, foarte mulți ani de închisoare cu executare din motive care țin strict de justiție. Da, las că dăm mâine anunțul, că acum la ora asta nu are niciun sens. Avem un anunț umanitar, lăsați că o să vă sensibilizez mâine, că e prea târziu acum pentru asta. Zircon ne-a adus presă, bun, asta a fost. N-am dansat pe PMP, la dracu, asta e. De Zircon ne-a adus presă, PMP, am zis PMP și n-am dansat. Mâine, la Radio Zoo, de la orele 18, trăim în România și asta ne ocupă tot timpul.